Bună, dragile mele, sunt Ana Maria Țurcanu, bine ați venit pe Makeup Shop România. Astăzi vreau să vă vin în ajutor cu un video top 5 produse preferate de pe Makeup Shop România. Ca să aflați și voi care sunt must-have-urile din luna aceasta, ce nu pot lipsi din colecția unei pasionate de machiaj. Dacă make-up-ul este pasiunea ta și îți place să te informezi, îți place să fii mereu la curent cu ceea ce se întâmplă în acest domeniu, probabil că știi deja că Boys & Berries a asaltat piața din România cu o colecție de rujuri lichide mate. Ei bine, vă dați seama că nu a fost foarte greu să intre în acest top, întrucât sunt niște produse al căror raport calitate-preț nu poate fi combătut. Rujul se găsește în 9 nuanțe foarte intense, foarte pigmentate și chiar dacă se usucă și devin foarte mate, au o textură foarte elastică, ceea ce nu creează disconfort atunci când sunt aplicate pe buze. Nu incomodează, nu se crapă în momentul uscării, dar mare atenție! Dacă nu sunteți încă obișnuite cu texturile mate, dacă nu ați purtat niciodată așa ceva pe buze, să știți că va trebui să vă obișnuiți ceva vreme cu această textură nouă pe buzele voastre. În momentul în care însă veți descoperi cât de mult rezistă ele în felul acesta pe buze, vă veți îndrăgosti și nu veți dori să mai renunțați vreodată la ele. Atenție însă! În perioada primăverii sau toamna, atunci când vântul este mai puternic și atunci când pielea sensibilă de pe buzele noastre are de suferit, vă recomand întotdeauna, înaintea aplicării unui ruj mat, să vă exfoliați cu grijă buzele cu ajutorul mierii de albine și puțin zahăr. Combinați puțin zahăr cu puțin ulei de măsline și masați ușor pe buze. Îndepărtați scrub-ul și în timp ce vă machiați, lăsați un balsam pe buze să vă hidrateze foarte bine buzele. Iar exact înaintea aplicării rujului lichid mat, îndepărtați orice produs de pe buze. În felul acesta, pielea buzelor va rămâne hidratată, nu veți simți nicio senzație de disconfort, rujul se va așeza absolut impecabil pe o piele netedă, iar voi veți purta fericite un ruj întreaga zi, fără să fie nevoie să reaplicați. Rujurile sunt extrem de rezistente la transfer. Da? Veți vedea că rezistă și după ce mâncați, și după ce beți, și după ce fumați. Iar dacă observați că se așează într-o dungă prea exactă în interiorul gurii, este suficient să aplicați puțin balsam, luciu sau un ruj cremos, astfel încât el să se combine și să alunece ușor și spre partea internă a buzelor. Veți observa și aplicatorul absolut senzațional, foarte elastic, dar și foarte pufos, cu o formă care vă va permite și să vă rotunjiți cu mare precizie curba buzei superioare și să intrați în colțurile externe ale gurii, să vă conturați buzele fără să fie nevoie neapărat de o pensulă. Următorul produs absolut necesar din kitul oricărei pasionate de make-up este creionul NYX Jumbo Eye Pencil și vorbesc astăzi doar despre nuanța Milk, deși absolut toate nuanțele sunt fenomenale. Încă de când a apărut pe piață, acum mulți ani, acest creion a făcut furori, întrucât este printre puținele produse care creează un fundament impecabil pentru machiajul ochilor. Uniformizează nuanța pleoapei, creează o bază aderentă pentru fard. Culoarea albă va intensifica și va face fardul să vibreze pe pleoapele tale, crește rezistența machiajului și, având o textură cremoasă, hidratează pleoapa astfel încât aceasta să nu aibă de suferit pe parcursul zilei. Atenție însă, creionul este într-un ambalaj din plastic, ceea ce înseamnă că nu va trebui să consumați doar vârful creionului. El se ascute, ce-i trebuie nu cu orice tip de ascuțitoare, ci cu ascuțitoarea NYX pe care o găsiți la noi pe site. Așadar, dacă îți dorești o bază care să crească aderența fardului la pleoapele mobile, care să hidrateze pleoapa pe tot parcursul zilei și care să intensifice nuanța fardurilor tale, aceasta este soluția. Următorul produs pe care
trebuie neapărat să îl încercați este masca Lioeli Viva la Vita. Eu am încercat toate măștile Lioeli, le ador, sunt absolut fenomenale, însă pentru perioada aceasta găsesc că este mai indicată masca Viva la Vita, întrucât conține foarte multă vitamina C pentru regenerarea tenului, pentru revitalizarea lui. Îmi plac măștile Lioeli pentru că sunt printre puținele produse care au capacitatea de a-ți schimba tenul așa, sau măcar, mă rog, în 15-20 de minute cât le ții pe ten. Extractul de aloe vera conținut în această mască uniformizează textura tenului, elimină celulele moarte și favorizează procesul de producere a celulelor noi. Datorită vitaminelor A, C, B, a mineralelor și acizilor grași cu efect antiinflamator, această mască va putea combate acnea și roșeața pielii. De fiecare dată după ce folosesc această mască, tenul meu este mult mai hidratat, strălucește și recapătă vitalitatea și devine foarte suplu și fin, așa, ca de bebeluș. Atunci când o folosesc, am întotdeauna grijă să-mi curăț bine tenul, scot masca din ambalaj, o aplic uniform pe față, o țin timp de 20 de minute și apoi când o scot, masez fața ușor până când toată crema, toată esența rămasă este absorbită în piele și cobor frumos și pe decolteu pentru că și acea zonă este destul de sensibilă și necesită îngrijirea noastră. Eu vă recomand folosirea unei măști de față de 2-3 ori pe săptămână, o perioadă cât mai îndelungată. Ideal ar fi să introduceți acest ritual în rutina voastră de îngrijire și să nu renunțați niciodată la el. Vorbesc ca de la împătimita make-up-ului la împătimita make-up-ului, așadar sunt sigură că ați aflat de noile palete lansate de Sleek Makeup. Și dacă sunteți la fel de nebunite după paletuțele Sleek, așa cum sunt și eu, probabil că știți, înțelegeți perfect despre ce vorbesc acum. Acea senzație de a deschide o paletă nouă de la Sleek, care este atât de fin realizată și pasteluțele sunt intacte și abia aștept să le atingi cu degetul, să simți acea textură cremoasă, fină și să vezi în farturile sidefate acel luciu și acea luminozitate pe care numai farturile de la Sleek au. Nu știu, poate că par nebună, dar eu chiar iubesc paletele de la Sleek și acestea două, A New Day și All Night Long, au o textură foarte fină, foarte cremoasă. O să observați că fardurile mate se estompează mult mai ușor. Fardurile sidefate sunt foarte cremoase și foarte intens pigmentate. Dacă intrați pe site, o să vedeți la fiecare paletă Sleek câte două step-by-step-uri pe care le-am realizat ca să venim în ajutorul vostru în cazul în care nu aveți inspirație sau în cazul în care nu știți cum anume să combinați fardurile, cele 12 farduri, veți găsi acolo. Și nu în ultimul rând, vreau să vă vorbesc despre fardurile minerale de la Glazer Visage, fardurile de obraz, care vor oferi un aspect natural și sănătos obrajilor, care sunt foarte, foarte rezistente. Cele două nuanțe sunt nuanțe universale și se adaptează oricărei nuanțe de piele. Oferă o strălucire atât de delicată pielii, au o consistență ușoară și cu ajutorul unei pensule moi vor oferi un aspect foarte luminos pielii tale. Textura lor este foarte fină, dar fiind foarte pigmentate, va trebui să folosiți o cantitate foarte mică din fiecare pentru a da, în primul rând, prospețime și apoi luminozitate. Cu blush-ul în nuanța A, dăm prospețime în vârful pomeților și apoi venim să evidențiem pomeții și să aducem luminozitate, multă lumină pe tenul nostru, aplicând nuanța E deasupra vârfului pomeților. Acesta a fost top 5 produse preferate de luna aceasta, Must
have-uri pentru colecția oricărei împătimite, găsiți linkul către magazinul online în cutia cu descrieri. Dacă v-a plăcut acest tutorial, nu uitați să ne arătați că v-a plăcut. Nu uitați să vă abonați canalului de YouTube dacă vreți să fiți mereu la curent cu postările noastre. Acestea fiind spuse, treaba mea s-a terminat aici. V-am pupat cu acest ruj all day matte și vă mai așteptăm pe la noi. Pa, pa!